Predictibilitatea este vitală. Oricine are minimale preocupări în a vedea ce face un antreprenor, își dă seama că un antreprenor își face un plan. Fie un plan de investiții, fie un plan de afaceri, fie de orice plan vorbim, care de multe ori este un plan pe termen mediu și lung, care garantează o dezvoltare a afacerii. Și atunci ne uităm la cum ajungem să discutăm despre această predictibilitate. Partea statului, mai concret, guvernul și parlamentul, ar trebui să se ocupe de politici economice și să genereze politici economice și politici fiscale care creează un cadru care permite o bună predictibilitate. Aici cred că putem să spunem că vorbim despre a treia capcană care ar fi bine să o evităm. Ea este generată în fond de dorința partidelor care ajung la guvernare de a impresiona și de a avea performanțe imediate. Și atunci capcana care trebuie evitată este de a veni cu politici pe termen scurt, în detrimentul politicilor pe termen lung, distrugând astfel singurul lucru care de fapt trebuie realizat, predictibilitatea. Pe cine ajută o politică fiscală care ajunge în discuție publică hodorong-tronc, fără nicio pregătire și fără nicio viziune, în detrimentul unei politici fiscale care permite o îmbunătățire a performanței, care permite o predictibilitate? Sau pe cine ajuta vreodată ca în sistemul de învățământ să se schimbe tot la câteva luni regulile? Dacă aveți copii la școală și probabil mulți au sau nepoți, puneți-vă întrebarea, când este vacanță? Niciunul dintre dumneavoastră probabil nu va ști răspunsul exact, fiindcă nu se știe. Dacă nici atât lucru nu reușim să planificăm în avans, vă dați seama cât de bine vom ști să planificăm o anumită reformă. Deci a se evita, și aici nu mă refer la dumneavoastră, fiindcă dumneavoastră le evitați, mă refer la guvernanți, a se evita pierderea predictibilității.